La PC Garage te echipăm gratuit. Cumpără orice procesor plus orice placă de bază plus AMD Radeon RX 5700 XT și primești cadou din partea noastră o sursă Segotep cu certificare 80 plus Gold. Punem filmarea în 3, 2, 1. 3, 2, 1 și... Ok, bun, gata. Salutare tuturor și bine v-am invitat la un nou videoclip. De această dată, băieți, o să vă arăt locărul meu la cerința voastră, guys. Și am primit foarte multe întrebări și zilnic primesc întrebări pe Rubi, care e rezoluția ta, guys? Asta este rezoluția mea, 1656x1080. Dacă mai vreți clipuri de genul care să vă arăt chestii, nu uitați să vă dați acolo butonașul de like. Țin neapărat să precizez că clipul ăsta nu e făcut pentru a mă flexa, pentru a mă lăuda cu lucrurile, dar primesc foarte, foarte, foarte des întrebări. Care este skin-ul tău preferat? Ce îți place ție cel mai mult de pe shop și chestii de genul? Guys, nu uitați să rupeți acolo butonașul de like, cum am zis mai devreme. Să vă abonați canalului, să faceți acolo butonașul la gri. S-a alăturat și el chimoț. Da, mă, știu, mă, am ajuns. Am auzit să jur, puteam să jur că a venit și el chimoț. Nu uitați să activați clopoțelul, să puneți codul meu pe Item Shop doar dacă vă place ceea ce fac, bineînțeles, și dacă vreți să apareți pe ecran cum apar băieții de acolo, bineînțeles, și fetele. Foarte important să dați un follow pe Instagram la unul, bine, tu gemi care scurmă, aveți absolut întotdeauna în descriere, lângă un link către PC Garage, alături de un cod de reducere. Hai să vă arăt shop-ul, pentru că astăzi este data de 22 și s-a băgat fratele nostru Travis Scott pe shop. Avem aici un pack așa cu ăsta care dă din cap, cu skin-ul pe armă și cu Diamond Jack, pickaxe-ul ăsta. Apoi îl avem pe fratele nostru Travis Scott și cu stilul ăsta. Ne grăbim puțin, guys, pentru că avem ceva de arătat. Apoi îl avem pe fratele nostru Astro Jack cu stil din ăsta mișto, nu știu, cu kill-uri, cu d-astea, cu nebuneli. Apoi avem toată partea asta și partea de Deadpool, care e alături de noi de vreo 2 săptămâni și ne-am plictisit de ea, cel puțin eu. Skin-urile mele preferate o să vi le spun așa pe parcurs. Acum nu o să mai greșim, băieți, sezonul în care s-au băgat, pentru că uite că acum scrie aici. Deci, hai să începem. Îl avem pe fratele nostru Love Ranger cu Raven, Red Knight, mă rog, Red Knight, Frozen Red Knight. Ce s-auzi, mă? Am o notificare, mă rog. Molten Battlehound, Molten Valkyrie, care, gen, ăsta două sunt un pack, ăstea trei sunt alt pack. Apoi avem pe fratele Deadpool, care este un skin gratuit, băieți. Avem AIM, care este skinul secret din sezonul 6. Piratul Calamity, care este un skin foarte mișto. Până acum îmi plac skinurile ăsta, gen, favorite, să zic. Carbide Catalyst, care e un skin foarte mișto, băi, și nu m-am jucat de atâta timp cu el, ok, o să ne-am adus aminte de el, de fapt. Ăsta l-am primit gift de la fratele nostru Remus, nu mai știu ce am primit gift, băieți, în fiecare gen, nu mai știu exact fiecare skin pe care l-am primit gift, dar unde o să știu, o să spun. Dark Voyager, skin de sezonul 3, băieți, aveți aici sezoanele, ca să nu mai zic eu, pentru că sunt foarte multe de prezentat și ar trebui să ne mișcăm puțin mai repede. Și dacă stați până la final, o să aflați și, băieți, cât am băgat eu în Fortnite. Drift, Enforcer, skinul ăsta care, băi, nu-mi place absolut deloc. L-am pus. Bravo, Robinet. O avem pe gear tipa asta, băieți. Asta e skinul pe care îl puteți customiza absolut cum vreți voi. 3.800.000 de stiluri mi se pare că are skinul ăsta. Și eu așa l-am făcut personal. Avem Glow, Havoc, Hybrid, Love Ranger, care ăsta l-am cumpărat. Eu, băi, ți-am cumpărat. Eu l-am luat mai mult pentru backbling-ul ăla. Aripile alea, băi, erau numărul 1. Lux, pisicuța, lunia pică acasă peste el. Magnus, Midas, holy shit, băi, pe ăsta aproape îl fac de aur. Ok, nu mai avem mult. Omega, Omen, ăsta e un skin pe care l-am cumpărat în loc să-l cumpăr pe Raven și nu-mi pare atât de rău, dar merge, nu l-am mai folosit. Ragnarok, Red Knight, băi, deci skinul ăsta are o poveste în spate. Story time! Băi, Alina, dacă te uiți la clipul ăsta, băi, tot respectul. Eu cu Alin, băi, ce n-aveam card, Alina avea card. Am fugit, băi, până la Sinaia, până la prima bancă, să mergem să punem bani în prima zi, duminică. Noi am uitat că, băi, băncile sunt închise, am mers degeaba până în Sinaia, ne-am întors acasă. După aia, a doua zi, băi, vino, frate, la Sinaia, nu mai vin, că nu mai vreau și chestii și... Doamne! Doamne, când ne-am bătut pentru skin-ul ăsta. Rose Team Leader, ăsta e skin de la Save the World. Rocks, Battle Pass, mă rog, vedeți aici. Ruin, care mi se pare că e skin secret. Ăsta e Battle Pass. Singularity, cred că am pronunțat bine și că nu mai stau, băieți, să citesc absolut fiecare nume, pentru că le luăm așa repede. Ăsta iarăși l-am primit gift, cred că de la Remus, dacă nu mă înșel, foarte mult Remus încă o dată. Ice King, ăsta era skin-ul secret pentru care am făcut niște misiuni ca să îi putem da jos festul ăsta din cap, băieți. Pac. The Reaper, care este un skin din sezonul 3 din Battle Pass, băieți, stai 100. Biluță, ăsta cel mai mare skin din joc și cel mai urât. Îl avem pe fratele nostru King și de The Visitor. The Visitor, what the fuck? Pe The Visitor. Veller, Vendetta, Warpaint. Mă, m-am închis, mă, nu-i semințe? Tu? Tu? Nu? Avem aici, băieți, Warpaint, care este un skin din Save the World, Zenith, Zero, care este un skin pe care eu l-am primit gift, dacă nu mă înșel, și mulțumesc foarte, foarte, foarte mult, Dark Bomber, Harley Quinn, pe care ne-a dat-o chiar Venom, give, mersi foarte mult, Venom, guys! Servințele sunt top.
Eu apreciez foarte mult că voi vă gândiți la mine și că vreți să-mi faceți și mie acolo un bine și vreți să-mi dați gifturi și chestii, dar credeți-mă că ați ajutat mult mai mult un om default dacă i-ați dat lui gift, un prieten de la vostru, nu știu, sau nu știu, pe mine mă ajută cel puțin faptul că aveți acolo codulețul pe Item Shop și cumpărați chestii cu el, mă menționați pe Instagram, vă răspund la mesaje, vă pun la Insta Story și vă pun și în clipuri. Mai avem Frozen Fistic cu Frozen Ogops și cu monstrulețul ăsta, băieți, ăsta iară sunt din set. Apoi o avem pe tipa asta care ne-a dat-o SES, mergi foarte mult SES, pe care 8-Ball, băiatul ăsta care, dacă făceam 300 băieți, îi deblocam și piciorul ăsta și era full negru și era mai mișto, nu știu, acum puțin moftic, dar nu știam de chestia aia. Apoi avem Agent Pili și putem face, băieți, banana asta de gold dacă facem level 300. Battle Hook, Blue Striker, ăsta e de la PlayStation, ăsta e skin. Oh, uite-mă pe mine! Unde, ăsta? Da. Doamne, el chemă, prea nebunești. Bunker Johnsy, cred, Johnsy, nu știu cum se pronunță, mă rog. Vezi că ai puțină engleză pe la colțul gurii, stai cu minte, frate meu. Apoi avem Bunny Brawler, care este un schimb pe care l-am primit gift de la Lil Savage, mersi foarte mult, brodărică. Battle Pass, schimb pe care l-am cumpărat eu și este un schimb destul de mișto, nu m-am mai jucat cu el base de când l-am cumpărat. Cobalt, din pecul de 5 euro. Deep Sea Dominator, cine mi-a dat ăsta gift, mă? Nu mai știu cine mi l-a dat gift, dar ăsta este gift. Demi, DJ Yander, băi, deci eu acum când fac clipul ăsta realizez, băi, eu am niște skin-uri frumoase cu care nu m-am mai jucat. Da, nu știu. Ziceți-mi, băieți, în secțiunea de comentarii care este skin-ul vostru preferat. Avem aici Dusk, Elite Agent, Ember, Eternal Voyager, Fable, Flare, care este iarăși un gift. Avem aici pack-ul de la Galaxy, avem Galaxy skin, băieți. Ghoul Trooper, nu este cel OG din păcate. Le avem doar, avem doar stilurile alea două. Ăsta care este un skin care mie nu-mi place absolut deloc, mă încurcă foarte mult în joc. Avem fratele Honor Guard. Apoi avem skin-ul ăsta din Battle Pass, Iconic. Și cu ăsta a fost o aventură destul de mare, băieți. M-am rugat de un prieten să-mi dea skin-ul. Adică nu m-am rugat, omul a fost super de treabă. Îți mulțumesc foarte mult, Matei, dacă tu ești la clipul ăsta, ceea ce nu prea cred. Îți mulțumesc extrem, extrem, extrem de mult, frate. Apoi avem Kuno, un skin pe care mi l-am cumpărat eu, Lil Whip, skin-ul înghețată, care este foarte mișto și pe ăsta l-am primit gift. Copilul Brad ăsta nu-mi place absolut deloc, nu știu, e skin gratis, e drept, dar nu știu, pe mine nu mă prea fascinează. Master Key, băi, deci... să nu mai veniți cu el la Fashion Show. Doamne, auzi-l pe Monkey, băi, ți-e hater Monkey. Avem aici Keymaster, mamă, deci aveam o combinație foarte mișto cu asta. Nu mai știu ce pickaxe aveam la skin-ul ăsta, dar știu că aveam ăsta și aripile de la Love Ranger, mamă, când mă jucam cu combinația asta. Avem pisicuța, uitați-o aici, tic, 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 din pectorali. Avem astronautul de tier 1, Moonwalker, ăsta e din sezonul 3 și ăsta tot din sezonul 3, nu mai știu exact ce tier, mi se pare că ăsta era tier 70 sau ceva de genul, 56, pe acolo. Nightshade, un skin foarte urât. Nightwitch, care este un skin pe care l-am primit gift, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact de la cine. Onesi, Pickleboo, care este iarăși un skin pe care l-am primit gift. V-am zis, am primit foarte multe gifturi, vă mulțumesc, dar băieți, faceți fapte bune și oamenilor care nu au skin-uri. Pili, Powder, stai, am citit bine? Hai că l-am pus dacă e. Psycho Bandit, băieți, skin-ul ăsta eu l-am primit odată cu procesorul, l-am avut acolo ceva ofertă și am zis, bă, mulțumesc foarte mult. Red Stride, ăsta e skin din ăla de 5 euro. Redline Battle Pass, Rogue Agent, skin de 5 euro. Battle Pass, ăsta este de la PlayStation 4. Eu acum nu știu dacă știți, băieți, dar eu colecționez skin-urile alea care, pe care le primești la ofertele de telefon, PlayStation, toate astea. Avem aici din sezonul 3 Rust Lord, Sig the Winter, Sidewinder, Skull Trooper, care nu este cel OG din păcate, Sky, Slash Hammer, Sparkle Ops sau cea de genul, mă rog, tipa asta de acum, de fapt, a fost în Chapter 1 Season 1 sau nu mai știu în ce battle pe s-a fost Season X. Squad Leader, care este în sezonul 4, mamă, cred că e sezonul 3. Anyway, Stratus, Sub Commander, care este Twitch Prime, băieți, alături de Havoc, Summit Striker, care este pack de 5 euro, Battle Pass, ăsta l-am primit gift și mulțumesc foarte mult, Battle Pass, 5 euro, Battle Pass, Battle Pass, ăsta este Twitch Prime, băieți, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, nu, 5 euro, 5 euro, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, PlayStation, cumpărat, este ofertă de 10 euro asta, gift, ofertă, skin-ul ăsta l-am primit de la o tipă foarte de treabă, băieți, Gravity o chema, îi mulțumesc foarte, foarte mult, băieți, efectiv o cunoșteam pe acea domnișoară de o zi și ne-a dorat ce skin-uri ne plac de pe shop și eu am zis Dream
Și efectiv, gen, eu nu mă așteptam la cea de genul, pentru că, băi, ne cunoșteam de o zi, nici măcar o zi, de 3-4 ore, cred, și ce s-a gândit, băi, deci asta a fost un gest foarte frumos și mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Dynamo, care se uschide la fratele nostru, Tudorica, mersi foarte mult, Tudorica, ăsta nu mai știu cine ni l-a dat gift, dar știu că l-am primit gift. Fotbalista pe care mi-am cumpărat-o, Fistic pe care l-am cumpărat, am dat refund la skinul ăsta ca să-l cumpăr și după aia ni l-a dat generalul gift, skinul ăsta, deci mulțumesc foarte mult, generale, ăsta e de la Monkey, 5 euro, Battle Pass, nu știu dacă-i cumpărat sau e gift, cred că e gift. E gift. Cumpărat. Păi da, nu, ăsta mi se pare că l-am primit gift. Ăsta e gift de la Monkey, ăsta e de la placa video și îl avem și pe cel pe roșu, o să vi-l arăt imediat. Ăsta e din Battle Pass. Cumpărat gift. Ăsta e cel roșu, băieți, de la placa video. Mă rog, de la 1060 Ioanei. Cumpărat gift de la generalul Battle Pass, cumpărat cu 5 euro. Ăsta e gratis. Cumpărat gift. Nu, ăsta e gift. Ăsta a fost gift. Cumpărat gift. Deci astea sunt skinurile, băieți, în mare parte. Și pickaxe-urile, băieți, nu sunt foarte multe speciale. O să vi le arăt doar pe cele cumpărate, adică ăsta, ăsta, adică mă rog, cele pe care nu le primești în Battle Pass, ăsta. O secundă, că niciunul nu le știu pe toate. Ăsta. Ăsta l-am primit la turneu, nu l-am cumpărat de pe shop. Ăsta, ranga, ăsta. Am foarte multe VX-uri, dar nu mai știu care e de pe shop și care nu, sincer să fiu. Ăsta e de la Twitch Prime. Ce mai avem aici? Ăsta e gratis, Planja, ăsta de la Psycho Bundle, Coasa. Ce mai avem pe aici, băi? Ăsta e gratis, Battle Pass, ăsta e cumpărat, băieți. Ăsta e primit gift de la Luca, mersi foarte mult, Luca. Cumpărat, Twitch Prime, cumpărat, placă video, Battle Pass, cumpărat. Asta e aniversarea de 2 ani, cred, de la Fortnite. Gift, cumpărat, cred. Save the World, cumpărat sau gift. Save the world, placă video, cumpărat și cumpărat, băieți. Pe ăsta am dat cel mai mult, băieți. Lăsați acolo în secțiunea de comentarii dacă ați fost până aici. Câți bani credeți voi că am dat eu pe pickaxe-ul ăsta? La ghiuzdănele nu prea sunt chestii foarte, foarte wow. Cea mai mișto chestie pe care o am, cred că este Rust Bucket, cea mai OG. Iar la umbreluțe, băieți, nu am iarăși foarte multe chestii cumpărate. Îl avem pe ăsta. Avem o grămadă de chestii de la eventuri, pentru că n-am prea dat bani pe glidere. Și ăsta este, băieți, primit gift de la fratele Remus. În general, cam astea sunt toate chestiile mișto de pe cont, să zic, avem toate umbrelele, dar nu avem Mako Glider, din păcate. Oameni buni, sper că v-a plăcut inventarul meu, nu este neapărat cine știe ce. Cei care ați rămas până aici, băieți, o să știți că am pus până acum în cont 300 de euro. Nu este o sumă foarte mare comparativă cu a multe conturi pe care le au prietenii mei, cum ar fi contul lui Artoto, care costă 14 milioane de euro, glumesc, dar este o sumă decentă și sper că v-a plăcut, băieți, localul meu. Nu uitați, bățați acolo butonașul de like dacă mai vreți clipuri de genul care, nu știu, vă prezint chestii, vă spun chestii, habar nu am, nu știu, vedem noi, dacă mai vreți clipuri în general la mine pe canal. Nu uitați, băieți, să vă abonați, să aprindeți acolo notificările, foarte, foarte, foarte important, să lăsați comentariu. Nu uitați să lăsați un comentariu cu ce skin credeți că îi se potrivește lui Robi. Grasul, băieți, grasul. Ce-l caracterizează? Ce mă caracterizează? Ok. Bun, asta e Elchimoz, foarte tare. Băieți, aveți și linkul lui Elchimoz în descriere dacă vă interesează ceva cel pe YouTube. Nu uitați, băieți, să dați un follow pe Instagram la 1robinetul1 și join pe canalul de Discord, care aveți absolut întotdeauna în descriere. Foarte important, băieți, dacă vreți să mă ajutați, aveți acolo în descriere și pe ecran acum pulpul barjos Robert21 barjos YTB, care este codulețul meu de suportă creator dacă vreți să apareți pe Insta Story și la mine pe clipuri. Și foarte important, băieți, primul link în descriere, un link către PC Garage alături de codulețul de reducere, băieți, care se aplică pe absolut orice comandă. Oamenii, am fost Robin. Eu am fost aici alături de trupa Sămânțarei și ne auzim data viitoare. Ciao!